Programul Rural Invest este un program de garanții de stat care va fi implementat de Ministerul Agriculturii în parteneriat cu Fondul de Garantare a Creditului Rural în perioada imediat următoare. Acesta vizează acordarea unor garanții de stat în valoare de până la 50% din creditul pe care fermierii îl accesează. Ministrul Agriculturii a declarat că programul va fi destinat următoarelor direcții: refinanțarea creditelor, achiziția de terenuri agricole, retehnologizare și automatizare, securitate energetică, certificate de depozit, piscicultură și industria alimentară. Programul Rural Invest vizează o paletă largă de fermieri. Condițiile pentru care ei vor trebui să aplice vor fi unele cât mai aproape de ceea ce se întâmplă în realitate, astfel încât să aibă acces și fermierii mici care din vari motive nu sunt bancabili, nu pot să meargă fără o garanție din partea creditului fondului de garantare la bancă pentru a contracta credite, și lucrul acesta trebuie să intre în vigoare cât mai repede. Achiziția de terenuri este o altă măsură importantă a programului, mai spune Chesnoiu. Pentru că s-a vorbit foarte mult în ultimii ani de ceea ce se întâmplă cu terenurile agricole. Am reușit printr-o lege inițiată de PSD în 2018 să limităm cumva vânzarea de terenuri către fonduri de investiții speculative. Prin acea impozitare cu 80% din diferența prețului de la achiziție până în momentul vânzării, prin stabilirea unor condiții de domiciliere pe teritoriul României, prin acest Rural Invest să le punem la dispoziție scheme de garantare pentru creditul funciar, achiziția de terenuri. Creditele oferite în cadrul programului sunt pentru investiții și au o valoare maximă de 2 milioane de lei.